Avem imagini de la petrecerea de botez a primului nepot al fostului premier Adrian Năstase. Nu au avut un eveniment extravagant, ci unul cu bun gust, rafinament și eleganță. După slujba de creștinare a micuțului Nicolas Daniel, toată familia Năstase s-a retras într-unul dintre localurile de lux ale capitalei pentru a sărbători cum se cuvine botezul băiețelului. Nicola, nepotul nostru, a fost extrem de cuminte. I-a plăcut foarte mult, probabil din cauza vremii, să facă o scurtă baie aici. În orice caz, a fost o slujbă superbă și mă bucur foarte mult că am avut această ocazie acum. Sperăm să avem și alte ocazii în familie și alți nepoți. Nu există bucurie mai mare decât asta. Fiul cel mare al fostului premier și soția sa Bianca nu au vrut o petrecere mare pentru fiul lor, așa că au ales să le fie aproape doar cei mai apropiați prieteni. Iar nașii au fost chiar fratele mai mic al lui Andrei, Mihnea, și iubita acestuia, Corina. Chiar dacă petrecerea a avut loc într-un cadru restrâns, distracția a atins cote maxime. Ringul de dans nu a fost gol în niciun moment al serii. Și ținutele au fost unele speciale. Doar proaspăta mămică este designer vestimentar. Seara, Bianca a purtat o rochie de lungime medie, foarte colorată și cu print original. Nici nașa nu a fost mai prejos. Iubita lui Mihnea a avut o rochie lungă, roșie ca focul, cu umeri goi. Printre invitații de la petrecere a fost și Alina Eremia. Pentru că nu există petrecere fără... Unul dintre cele mai frumoase momente ale serii a fost acela când a fost adus tortul micuțului. Acesta este frumosul tort. În cinstea micuțului Nicolas Daniel, aplauze, furtunoase, vă rog, pentru... Iar la miezul nopții, musafirii au fost răsfățați cu un foc de artificii spectaculos.